Bună, eu sunt Radu. Filmulețul de față este o discuție între mine și CT legat de ceea ce credem noi că este greșit, la ceea ce ne predă acest om. Înainte să spuneți că îl iau prea tare sau că mergem un pic prea departe, el este un individ care scrie cărți despre fotografie. El predă aceste lucruri despre care el nu știe foarte, foarte multe. Separat de viață înseamnă un lucru care ține de viață și cred că dacă predau un curs de fotografie sau scriu o carte despre fotografie, în subsidiar scriu o carte despre viață. Așa că vă invit în această zonă a întrebărilor foarte vagi, a întrebărilor ce și de ce. Primul lucru, dacă pui o întrebare destul de vagă, orice răspuns se potrivește. 42 cineva? Pentru mine fotografia nu înseamnă ceva neapărat separat de viață, înseamnă un lucru care ține de viață și cred că dacă predau un curs de fotografie sau scriu o carte despre fotografie, în subsidiar scriu o carte despre viață. Asta este o platitudine pe care o spun toți vorbitorii la conferințe din astea motivaționale. Totul ține de viață, adică fotografia ține de viață probabil dacă ți-ai intrat în cur, că doar fotografia nu te ajută să respiri. Sau, pe bune, dacă te ajută fotografia să respiri, problemele tale sunt mai mari decât niște imagini și de ce le faci. Adică, dar viața cui? Viața mea? Viața ta? Viața robinetului în baie? Viața laptelui în galantar? Sau despre viața cui este vorba? Vorbim oare doar ca să ne auzim vorbind? Adică persoanele astea care spun în general este vorba de viață. Încearcă să spună ceva inteligent și să pară că ei spun ceva care se poate aplica la tot și că este bun. Trăim într-o lume a concretului, a cifrelor, a numerologiei. Numerologia nu ține de concret, nu ține de știință, ține de misticism. Este acea pseudoștiință prin care oamenii găsesc în numere relevanțe divine. Știți, 666, acel număr al diavolului, ține de numerologie. Numerologia nu se bazează pe concret. Chiar dacă ține de numere, aici apare o încurcătură a pseudointelectualilor care cred că orice ce conține numere sau matematică este știință. Nu este adevărat. Numerele nu sunt concrete, ele sunt abstracte. Sunt precise, dar în niciun caz concrete. Pentru că concretul ține de realitate. Nu o să poți să pui mâna pe 2. 2, astfel, nu poate fi concret. Pentru că lumea de acum încearcă să mă convingă că întrebările care contează sunt din ce, cu ce, da, dacian care face poze aici știe foarte bine cu ce tehnologie face pozele, și cum, cu ce tehnică. Ce... Este amuzant să spui că tehnica este neimportantă pentru fotografie, luând în considerare că fotografia despre care o să vorbească este influențată de introducerea roll filmului de către Kodak. Doar că asta el nu o să-și amintească, o să spună că like a introdus treșinii mele. Îmi spune că dacă mă interesează fotografia, în mod serios, trebuie să mă uit la istorie, pentru că istoria mare poate să facă ceva cu istoria mea mică și să o modifice într-un anumit fel. Și mă uit la obstrucțiile pe care fotografia le-a avut de-a lungul timpului, obstrucții de natură tehnică pe care le-a rezolvat. Aparatele foto erau prea mari. În 1928 apare Leica și lucrurile. Au! Ce am făcut? Dacă e să ne uităm la istorie, hai să ne uităm la istorie până la capăt, nu până la punctul în care ne interesează. Leica nu este relevant pentru fotografie precum este acest aparat. Se numește Kodak Box. Boxul a reinventat modul în care noi percepem fotografia. A introdus snapshot-ul și a introdus roll filmul. Adică, de fapt, nu ăsta a introdus roll filmul, ci tot Kodak-ul, dar prin 1880, cu mult înainte de Leica. Fotografia e un limbaj, o mediere. Operează cu verbe, cu adjective, cu substantive, cu chestii pe care Cornele știe mult mai bine decât mine, că am fost colegi la filologie și... Fotografia nu este un limbaj, nu este o mediere și nu operează cu verbe și cu substantive. Fotografia operează cu lumină. Gramatica operează cu verbe și substantive, iar limbajul este operațiunea semiotică care operează cu simboluri și raporturile dintre ele. Lucruri mai puțin concrete, cum ar fi figuri de stil, cu epitete, cu metafore. Fotografia nu are cum să opereze cu metafore și cu epitete, pentru că acestea sunt legate de exprimarea verbală și exprimarea scrisă. Iar acest lucru nu este un detaliu, este un lucru foarte, foarte important, pentru că calitatea lucrărilor lui Shakespeare nu este dată nici de caligrafie, nici de tipografie.
două categorii de fotografii. Cele care contează, care sunt extrem de puține, din cele 1% care contează în lumea asta, se selectează acele fotografii care se numesc iconice și care la un moment dat spun ceva foarte serios despre ceva care preocupă pe toată lumea, dar fotografiile acestea iconice reușesc să exprime. Și restul de 99% care apar peste tot și pe care le facem în fiecare zi și cu care ne îngropăm. Pot să merg la capătul lumii și să fotografiez un circar indian care își dresează elefantul sau pot să stau la capătul biroului, să apropiu puțin ecranul de la laptop și să fotografiez ce se vede pe biroul meu. Nu trebuie să fac mișcări foarte mari ca să am o fotografie importantă. Poate nu înțeleg eu ideea de important, dar o fotografie cu o Biblie și cu o pisică... Ok, pentru cine este importantă o fotografie cu o Biblie și o pisică? Sau pentru ce? Poate nu înțeleg eu ideea de important. E o Biblie și o pisică. Iertați-mă dacă eu nu înțeleg cum o imagine cu un om care sare peste o băltoacă vorbește despre timp. Poate am citit eu prea mult Gamow, dar el vorbește despre timp, nu Henri Cartier-Bresson. Muybridge vorbește despre timp, Henri Cartier-Bresson nu. Fotografia ți-am spune despre eternul feminin, ceva foarte important și... Dacă aș spune că o femeie cu fusta în cap vorbește despre eternul feminin, mi s-ar spune clar că sunt un misogin de ultim rang. Ce mai este? Mai este un decupaj semnificativ. Adică din realitatea care se învârte în jurul meu, iau o anumită bucată pe care o arunc în lume. Cu chestia asta pot să spun două lucruri. Că fotografia operează cu realitatea și că lucrurile reale sunt adevărate. Fotografia nu operează cu realitatea. Fotografia este o anamorfoză a realității privită din punctul corect perspectival. Acea realitate despre care noi știm în prealabil. O să vedeți. Pentru orice persoană care știe ceva despre fotografie, ar trebui să distrugă exact ideea că fotografia operează cu realitatea. Acest lucru poate fi ilustrat foarte ușor prin exemplul pe care Voicu Bojan îl dă, cel al lui Robert Capa, care fotografiază un soldat împușcat. El de fapt nu fotografiază un soldat împușcat. El pune un soldat să sară pe un câmp și el îl fotografiază, punând despre acea fotografie că este un soldat împușcat. Și noi, punând într-un anumit context, vom spune că acela este un fotograf împușcat. Dar secvența de fotografii când soldatul este împușcat de 3 ori în diferite ipostaze invalidează ideea că el ar fi putut fi împușcat în Revoluția Spaniolă. Cu toate astea, Voicu Bojan dă acest exemplu ca și cum fotografia ar fi un index al realității. Și Robert Capa a reușit să se surprindă această imagine a unui soldat în timp ce moare în războiul din Spania, în războiul civil spaniol. Știu că acest autor al acestei imagini știe ceva despre Venus din Milo și asta îmi place. Această fotografie nu vă spune nimic, așa-i? Știe cineva ce e? Se numește Rin Zwei. O fotografie cu Rinu. Este a lui Andreas Gursky și este fotografia care s-a vândut anul trecut la Christie's cu 4,3 milioane de dolari. Este cea mai scumpă fotografie vândută ever. Adică asta are valoare de simbol că cineva a dat mulți bani pe un obiect. Gursky nu are nici o relevanță pentru fotografie. Era o relevanță pentru piața secundară de artă, piața speculativă. Îmi place fotografia pentru că recuperează timpul și este memorie emoțională. În lumea asta nimic nu poate recupera timpul. Timpul este o noțiune care merge într-o singură direcție, nu poate fi oprit, nu poate fi dat pauză, fotografia nu este memorie, fotografia este pretextul unei memorii. În momentul în care vedem imaginea pe care el o să ne o arate, noi nu avem nici cel mai mic habar despre textul pe care el îl va spune. Noi ne putem aplica memoriile noastre asupra ei, adică memoriile sunt între urechi, fotografia este un simplu pretext în fața ochilor și între urechi. O diferență foarte mare și fundamentală. Cert e că trăim într-o cultură a imaginii. Ce vreau să spun cu imaginea asta din Vegas este că noi devenim tot mai mici în timp ce imaginile devin tot mai mari. Apetitul pentru monumental al imaginilor nu este o invenție modernă. Lucrarea lui Rembrandt, Rondul de noapte, este mai mare decât un banner publicitar. O fotografie bună depinde de altceva. De lucruri care sunt vagi. Lucruri în lumea cărora v-am
târât cu mine, în zona lucrurilor care sunt lipsite de ceva numărabil, nu sunt cuantificabile. Și aici vorbesc despre pasiune, despre emoție, despre sinceritate, despre mister. Fotografie bună se naște din asumarea acestui ce. Întotdeauna când cineva vă spune că știe calea cea dreaptă, dar nu este o chestie pe care vă poate demonstra sau pe care vă poate măsura, să fiți sigur că își împinge propria agendă. Și vă arăt două studii de caz ale doi prieteni de-ai mei care au înțeles chestia asta.